Vernisajul expoziției a avut loc vineri și a fost găzduit de Asociația Institutul Bucovina, unde se află Galeria de Artă Zamca. Artistul plastic Liviana Pânzaru a fost prezentă la vernisaj online pe tot parcursul acțiunii. Știți foarte bine că eu pictez cu bucurie și pictez pentru că asta cere sufletul meu. Și abia aștept să mă reapuc, să-mi pun totul în ordine aici și să mă reapuc de pictat. Și abia aștept și îmi doresc foarte mult să vă invit la expoziția mea aici la Târgu Secuiesc. Deci vreau să vă spun că eu sunt aici absolut în necunoscut. Deci nu cunosc pe absolut nimeni, am venit fără să fi planificat asta. Închipuiți-vă că ca și cum aș fi pus degetul pe hartă, am închis ochii și am venit Târgu Secuiesc, am zis aici mă duc. Aici este provocarea, deci provocarea este din toate punctele de vedere, și la job, și în oraș, și totul este absolut nou și sunt foarte fericită pentru asta, ador provocările și ce să vă zic, vă îmbrățișez pe toți, vă iubesc și abia aștept să ne revedem și să continuăm proiectele noastre artistice. Acum mai nou am descoperit pastelul și pentru că e mai rapid și cred că și în peisaj face și acuarelă, e mult mai rapid și faci mai multe schițe și acasă poți să faci picturi iarna când vrei tu. Așa, și îmi place și acuarela și... Dar nu, am un stil, fac acuarela ca și o pictură, de vreme numărate strate, o să mă cer pe specialiști, dar promit să fiu, să mai vin pe la Amo să ne arate și ea din nou. Amo, stilul adevărat. Două minunate doamne, prietene, oameni care pe lângă profesia lor în care excelează, au avut și apropierea către arta plastică. Au urmat, de exemplu, școala de artă de la Suceava, sub bagheta spirituală a domnului Mitică Rusu, nu Ioana? Mitică Rusu și Ioana și Liviana. La un moment dat, Liviana mi-a fost și mie elevă, că am făcut grafică, eu... Și Ioana și Liviana, pe lângă munca lor asiduă, sunt mari iubitoare de excursie. Și când se întorc din excursie, vin cu bagaje îmbunătățite, cu idei minunate și le transpun pe pânză. E o manieră de, ce să spunem, e o bucurie până la urmă. Nu că ar fi un hobby, că hobby-ul ăsta parcă tot timpul să colecționez timbre, dar pictura e o stare de spirit. E un lucru pe care chiar e o trăire așa specială și cum trăirile nu sunt continuu, așa ca curentul continuu, cu sinusoide, cu... Și iată că a venit momentul acestor frumoase, eu știu, prezentări a momentelor lor de creație. Tot vineri, în cadrul vernisajului, suceveanca Nicol Vasilkovski și-a lansat noul volum de poezie, Lampioane de cuvinte, având în centrul operelor sale viața văzută deseori ca o formă de claustrare, recitând câteva versuri în fața celor peste 30 de persoane prezente la eveniment. Galeria de Artă Zamca este o inițiativă lansată în anul 2021 de Asociația Institutul Bucovina cu sprijinul maestrului caricaturist Mihai Pânzaru Pim, custodele galeriei, pentru a oferi publicului local și nu numai acces la educație prin artă și șansa de a-și dezvolta simțul estetic. Expoziții noi și variate de pictură și artă fotografică sunt atent selectate lunar pentru a oferi o varietate multiculturală. Colecția Armonii Cromatice poate fi vizitată în mod gratuit până pe 12 ianuarie 2022, cu excepția perioadei sărbătorilor de iarnă. Programul de lucru al galeriei este de luni până vineri, în intervalul orar 9-17. Galeria este situată pe strada Zamcei, numărul 17, în spatele magazinului Lidl de pe Mărășești.